disruptive pe care, să spunem, le putem prevedea de pe acum, țin de evoluțiile pe care cumva le-am trăit deja în ultimii 2 ani. Impactul pandemiei, care cu siguranță nu este complet resorbit de către mediul economic, conflictul din imediata proximitate și toate aceste efecte pe care cu toții le resimțim, de la întreruperea lanțurilor logistice, criza semiconductorilor și așa mai departe. În acest context, cred că toate companiile care doresc să anticipeze aceste efecte și să aibă soluții pentru ele, trebuie să se uite tot mai mult la aș accelera migrarea către soluțiile de tip cloud, care oferă, să spunem, o plasă de siguranță atât din punct de vedere a securității datelor, dar mai ales din punct de vedere a scalabilității și recuperărilor în cazul unor evenimente, fie că vorbim de dezastre naturale sau de atacuri cibernetice. Există soluții ca în cazul unor astfel de evenimente extrem de disruptive pentru orice afacere, să putem avea soluții de recuperare foarte rapidă. Am menționat atacurile cibernetice. Cu siguranță acestea vor rămâne unele dintre cele mai disruptive evenimente pe care le putem anticipa încă de pe acum și vedem de fapt, așa cum spuneam și anterior, că numărul acestora crește. Am oferit deja câteva cifre care arată trenduri îngrijorătoare de accelerare a acestui tip de eveniment. Iar în același timp, probabil că vom continua să vedem trenduri, aș spune, de globalizare, nu știu dacă e cel mai bun termen, dar de localizare, dacă vreți, atât a producției. Companiile și statele încep să înțeleagă faptul că nu-și mai pot permite să depindă de atât de mult de terți și vor încerca să producă local într-un mod mai competitiv, dar în același timp mai sustenabil. Cred că acestea sunt, așa cum ați enunțat dumneavoastră, momente disruptive pe care trebuie să ne așteptăm să le traversăm și cred că toți actorii implicați vor încerca să inoveze mai mult folosind aceste noi tehnologii și o vor face probabil în același timp și împinse de context, așa cum am avut parte de o digitalizare accelerată în timpul pandemiei. La fel se va întâmpla și în perioada următoare, într-un context destul de stresant pentru tot mediul economic și de afaceri. Ca să nu mai menționez și de toată presiunea pusă pe costuri venite din zona de energie și din lanțurile de livrare mai lungi. Doar ca să menționez câteva detalii.